Bună seara, sunt Alexandra Băluțescu. Bun găsit la informațiile despre vreme. În Europa, valul de caniculă persistă. Temperaturile vor fi în jurul valorii de 40 de grade. În Grecia, Spania și Portugalia. În restul continentului, atmosfera va fi capricioasă, cu ploi, tunete și fulgere. Mai exact, în Scandinavia, Franța, Germania, Italia și Arhipelagul Britanic. Vântul o să bată cu putere în bazinul Mării Nordului. La noi în țară, în prima parte a nopții, sunt posibile ploi, tunete și fulgere, mai exact în Transilvania, Muntenia și estul Olteniei. În rest, cerul va fi senin. Temperaturile vor fi cuprinse între 14 și 23 de grade. Mâine atmosfera va fi călduroasă, la limita caniculei, spun specialiștii. În Dobrogea, Oltenia și estul Munteniei, temperaturile maxime vor fi între 29 și 35 de grade. O să apară și câteva reprize de ploaie în zonele de deal și la munte. În București, mâine și poi mâine o să fie soare, iar după masa vremea devine caniculară, cu 35 de grade la umbră și un aer greu de respirat. Joi însă se va răcori simțitor, numai că această răcorire a vremii aduce și o atmosferă schimbătoare. Vor fi posibile ploi torențiale, tunete și fulgere. Temperatura maximă va fi de 27 de grade. Și la mare o să plouă, în special după masa. Totuși, căldura rămâne apăsătoare în continuare. Temperaturile din stațiuni vor fi între 29 și 30 de grade. Apa mării va avea undeva la 26-28 de grade, chiar fierbinte. În vestul țării, la Timișoara, vremea devine capricioasă. Mâine vor fi 31 de grade, iar joi valoarea termică scade la 28 de grade. În Iași, în următoarele zile, va fi zăpușeală din cauza ploilor toride. Temperatura va fi în jurul valorii de 30 de grade, iar joi se răcorește și vor fi 25 de grade. În Cluj, ploile sunt în continuare prezente, dar mâine o să fie zăpușeală. Poi mâine și joi aerul devine mai respirabil, iar temperaturile vor fi de 26-25 de grade. În Republica Moldova vremea va fi frumoasă, la Bălți vor fi 29 de grade, la Cahul 31 și la Chișinău 33. Atât pentru astăzi, vă urez o seară plăcută și ne revedem mâine cu noi informații. La revedere!